Ochii întregii planete stau ațintiți asupra Istanbulului. În metropola turcă au început negocierile de pace între Ucraina și Federația Rusă. Cele două delegații au fost primite de președintele Recep Erdogan. Discuțiile stau sub semnul unei tensiuni uriașe. Reprezentanții celor două state nici măcar nu au dat mâna, după ce ieri presa internațională a relatat că mai mulți diplomați ucraineni, dar și miliardarul Roman Abramovici, ar fi fost otrăviți de ruși în precedentele întâlniri. Specialiștii nu întrevăd deocamdată șanse pentru un consens rapid. Federația Rusă insistă pe subiecte precum demilitarizarea Ucrainei și recunoașterea de către Kiev a pierderilor teritoriale din Crimea și Donbass.